Sunt Cristian Român și vă invit la bordul mașinii timpului pentru a călători în orice punct din spațiu și timp din întregul univers. Fiecare călătoria noastră va fi un adevărat eveniment. Mașina timpului vă va purta către universuri nebănuite, înspre tehnologii care ne vor schimba viața. Am onoarea să vă salut, dragi prieteni, vă invit la bordul mașinii timpului pentru a face împreună obișnuita noastră călătorie de miercuri prin lumea științei, prin lumea tehnologiei. Astăzi avem o ediție de-a dreptul specială, pentru că acum câteva zile s-a întâmplat ceva care a strânit cumva lumea științei și lumea tehnologiei în sensul frumos al cuvântului, pentru că iată, a apărut revista Știință și Tehnică, numărul din septembrie. Sunt convins că vi-l doriți, dar cei care nu s-au grăbit, mă tem că nu o vor mai găsi la chioșcuri. Pentru ei ne-am gândit să facem această ediție specială și să prezentăm așa revista Știință și Tehnică. Fiind o ediție specială, am alături de mine două personaje cu totul speciale. Este vorba despre prietenul nostru, al nostru, să țineți minte, Marc Ulieriu, și despre prietenul nostru, Adrian Nicolae. Împreună vom discuta despre revistă. Acest număr, ați văzut, are un dosar care, din păcate, și n-am alte cuvinte să adaug, din păcate este încă de actualitate. Ebola. Epidemia de Ebola, care riscă, repet, riscă să devină cu adevărat o catastrofă. Am servit întâi pe domnul Marc Ulieriu, care este și redactorul șef al revistei, să spună câteva cuvinte de introducere. Nu vor fi niște cuvinte banale, vă asigur. Marc? Doamnelor și domnilor, dragi ascultători, ascultătoare și prieteni Radio Links, mă bucur foarte mult că sunt alături de dumneavoastră din nou. A apărut, cum spunea prietenul Cristian Român, noua ediție a revistei Știință și Tehnică. Vă mărturisesc faptul că pentru noi, editorii acestei publicații, cea mai veche și mai prestigioasă revistă de popular science din România, a devenit o adevărată aventură să continuăm pe o piață din ce în ce mai inundată de tabloidizare, de cancanuri, de eroi de mucava care sunt prezentați în lumina reflectoarelor drept adevărate modele pentru tinerii de astăzi. Însă rezistăm și rezistăm, cred eu, frumos. Revista Știință și Tehnică are o continuitate neîntreruptă de peste 60 de ani și în acest moment ne luptăm să o ducem mai departe. Avem tot soiul de proiecte frumoase și pentru anul 2015, așa cum v-am obișnuit în această emisiune specială, în această ediție specială a Mașinii Timpului, vom vorbi despre ele spre sfârșitul emisiunii. Până atunci, alături de colegul și prietenul meu, Adrian Român, dați-mi voie să vă... Adrian Nicolae, dați-mi voie să vă prezint... La vechi între lumină. Adrian Rămân, da. Da, da, am... Uneori vă văd ca pe aceeași persoană. Exact. O parte mai înțeleaptă și o parte mai tânără și mai ambițioasă a jurnalistului perfect de știință. Să vă prezentăm așadar ultima ediție Știință și Tehnică. A apărut pe piață în această lună, o puteți găsi dacă dați fuga la chioșcuri în continuare. Și dacă au noroc și dacă fac niște rugăciuni și dacă niște descântece, e greu de găsit revista. Eu nu mai găsesc. Este o ediție în care prezentăm tot soiul de prototipuri. Aș insista un pic, la un moment dat, probabil Cristi va face o ediție specială a Mașinii Timpului cu colegul nostru Claudiu Andone, editorul de gadgeturi și tehnologii
și high-tech, prototipuri și tot soiul de invenții prezentate în știință și tehnică. E bine, ați văzut probabil în ultimii ani apare un nou trend în tehnologie, în tehnologia device-urilor, vorbim de gadgeturile portabile și în chiar această vară piața de tehnologie a fost invadată de ceasurile inteligente. Ei bine, Claudiu, în noua ediție a revistei Știință și Tehnică, vă propune o comparație între cele mai importante astfel de smart watch-uri, cum se numesc ele, ceasuri inteligente care fac legătura cu telefonul mobil, cu calculatorul, fiecare are tot soiul de capabilități din ce în ce mai interesante. Se conectează la internet, avem câțiva playeri importanți pe piață, avem un Samsung Gear care deja se află la o a treia ediție, probabil ne așteptăm ca undeva spre sfârșitul anului să mai apară încă una, avem un Sony Smartwatch, LG și evident mult așteptatul Apple Watch de către fanii iPhone. Mergem mai departe, răsfoind revista Știință și Tehnică, avem deja o rubrică consacrată de prototipuri. Claudiu urmărește cu mare interes două agregatoare foarte interesante, Kickstarter și Indiegogo, și vă prezintă în fiecare lună cele mai interesante, din punctul nostru de vedere, invenții care apar pe aceste site-uri. De data aceasta avem tot felul de dispozitive pentru casa inteligentă și de asemenea în contextul ceasurilor inteligente vom avea și brățări inteligente pentru doamne și domnișoare. Îmi place domnișoara de aici. Nu știu unde poartă dispozitivul. Da, mă rog. Ajungem în sfârșit la întâlnirea cu Cometa, unde o să te rog pe tine, Cristi. Nu, n-am să vorbesc foarte mult, este două, trei cuvinte. Nu, foarte puțin, pentru că chiar în urmă cu două săptămâni am abordat acest subiect, două sau trei săptămâni. Este vorba despre misiunea Rosetta, care are drept obiectiv studierea cometei care poartă numele Churyumov-Gerasimenko. În luna noiembrie chiar va plasa pe suprafața acestei comete un mic lander. Eu m-am ocupat mai degrabă de evenimentul produs la începutul lunii august, când sonda Rosetta s-a înscris pe orbita cometei Churyumov-Gerasimenko. Oricum, este un subiect care se află în desfășurare și vom reveni cu detalii atât în revistă cât și în emisiunile noastre Mașina Timpului. Urmează dosarul, pentru că abia așteptam să-i dăm cuvântul prietenului nostru, Ebola la porțile Occidentului. Iată, e destul de sinistru, dar acum o săptămână aș fi zis că este exagerare tipul ăsta de ilustrație, dar acum încep să am îndoiel că ar mai fi o exagerare. Zi, prietene, Adrian Nicolae, cu ce ne confruntăm? Din păcate, Ebola nu mai stă la porțile Occidentului, a trecut de porțile Occidentului. Astăzi a apărut informația acum că virusul Ebola a apărut și în Statele Unite ale Americii. Nu este vorba de o persoană care ar fi fost izolată încă din vestul Africii, este vorba de cineva care s-a infectat acolo și care a umblat în libertate mai multe zile, intrând în contact cu mai multe persoane până au apărut semnele bolii. Autoritățile americane sunt extrem de îngrijorate, încearcă acum să identifice toate persoanele care au intrat în contact cu acest bărbat, să le izoleze pentru a preveni un dezastru. Ceea ce se întâmplă în Africa este într-adevăr o catastrofă și estimările specialiștilor sunt de-a dreptul îngrijorătoare. Dacă
măsuri urgente nu vor fi luate, se estimează că numărul persoanelor infectate până în ianuarie va ajunge în mod oficial la cel puțin 1 milion. Și reamintesc că rata mortalității la acest virus, această tulpină, Ebola Zaire, este cea mai mare, este de cel puțin 90% din rândul persoanelor infectate. Medicii americani au în acest moment în teste un vaccin care a dat rezultate pozitive 100%, dar pe macaci. În momentul de față se fac teste pe om, ei speră să-l poată trimite în Africa până în noiembrie. Deja se estimează că și așa va fi foarte târziu. Din păcate, Occidentul a privit Ebola ca pe o boală exotică. Asta am încercat să și subliniez în dosarul pe care l-am redactat. Am privit-o ca pe o boală exotică, se întâmpla undeva în vestul Africii, erau focare, mai mari sau mai mici, erau undeva departe. Ei bine, Ebola acum a fost scăpată de sub control, ceea ce părea scenariul unui film de groază, ca Ebola să iasă din comunitățile izolate din junglă și să ajungă în marile centre urbane, s-a întâmplat. De fapt, au fost făcute și niște filme pe tema aceasta. A fost unul cu Dustin Hoffman, nu știu dacă chiar de Ebola era vorba, dar tot din Africa pleca. Te-am întrebat pentru că vreau să citesc Chapeau-ul. De aproape 4 decenii, Occidentul, implicit și noi, cei aflați la periferia lui, a preferat să privească teroarea răspândită de temutul virus Ebola ca pe un exotism. În același timp, în îndepărtată Africa, în junglele și așezările din vestul și centrul continentului negru, virusul făcea ravagii cu regularitate. Numărul victimelor era îngrijorător, dar nu era privit ca o statistică, atâta vreme cât nu prezenta un pericol real pentru lumea civilizată. Poate și de aceea eforturile medicilor și mai ales fondurile destinate cercetării în domeniu au fost canalizate spre alte segmente ale cercetării medicale. Acum însă, temutul virus bate la porțile Europei, Asiei și Americii de Nord, în timp ce în vestul Africii a fost scăpat de sub control. Ce va urma? Discutam cu tine de dimineață, pe la redacție. Dimineața e un termen vag așa, pe la prânz, de fapt. Se aruncă din ce în ce mai multe fonduri, totuși, pentru cercetare. Au fost anunțat, Organizația Mondială a Sănătății a alocat deja, nu știu dacă au ajuns încă în Africa, 500 de milioane de dolari. Sunt dispuși să mărească suma la 1 miliard. Din păcate, aș da a spune asta ca o informație extrem de interesantă. Din momentul în care am redactat articolul și până a apărut pe piață, a trebuit să modific constant cifrele care vorbeau despre victime și despre persoanele infectate. Numărul persoanelor infectate, în mod oficial, pentru că sunt foarte multe persoane care nu pot fi contorizate în acele țări, practic nu mai există autoritate, se dublează undeva la 16 zile. În fiecare zi apar noi rapoarte cu un număr și mai mare de victime. Sunt țări în care, cum este Liberia, poate cea mai afectată dintre toate, Sierra Leone sau Guinea, țări în care niciodată nu a mai apărut virusul Ebola, este pentru prima dată când se întâmplă așa ceva în aceste țări. Ei bine, repet, în astfel de țări nu mai există autoritate. Ministrul Sănătății din Liberia a apărut în fața ONU și a spus că Liberia se confruntă cu cel mai mare pericol din istoria ei, însă și existența acestei țări este pusă în pericol. Este un pericol mai mare decât războaiele civile prin care a trecut această țară atât de chinuită în ultimii ani, mai ales după retragerea autorităților americane. Liberia a fost singura colonie americană din Africa. Vorbim și de faptul că în Liberia, și în Guinea, și în Sierra Leone trăiesc oameni cu o educație precară. În Liberia, chiar în capitala Monrovia, încă se practică acte de canibalism. Reportajele făcute de televiziunile americane și europene acolo arată o lume asemănătoare cu iadul și nu este nici o exagerare când spun astfel de lucruri. Eu am vrut în dosarul ăsta să expun și ceea ce se întâmplă în momentul ăsta în Africa, deși cel puțin presa din afară publică aproape zilnic rapoarte vis-a-vis de ce se întâmplă acolo, mai puțin cea din România. Am vrut însă să prezint și statisticile de-a lungul timpului, din anii 76 de când apare acest virus Ebola,
povestea omului care a descoperit, a identificat virusul Ebola și așa cum am încheiat și prezentarea, acel șapou ridic întrebarea ce se va întâmpla. Pentru că nimeni în momentul de față nu poate spune cum se va finaliza această criză. Uitându-mă la statisticile din tabelul care l-ai pus tu, undeva până în 2012, păi, văd un maxim de câteva sute de, câteva sute de persoane, de persoane într-un an, în timp ce în momentul de față 3.000, cel puțin 3.000 de victime și peste 6.000 de persoane infectate, repet, în mod oficial. Nu, deci mă refer la numărul de morți. Oficial. Deci, cel puțin oficial, numărul peste 3.000. De morți din 2014 este mai mare decât cel din toate focarele din istorie adunate. De când se știe despre virusul ăsta? Bănesc că în 1976 a fost descoperit. În 1976 identificat. A apărut prima, de fapt au fost, asta este ciudat, au apărut în două țări diferite, două focare diferite. Da, văd în Sudan și în Congo. Două tulpini diferite, la diferență de doar o lună. Cazuri independente și de asta spun că numărul victimelor nu depășea câteva sute. De ce? Pentru că acest virus apărea în zone izolate. În zone în care accesul era destul de dificil, se întâmpla în cadrul unor triburi locale, în special din Congo, din Uganda, din Republica Democratică Congo, fostul Zair, acea zonă. Acum virusul a apărut, repet, în 5 țări diferite, în care el nu mai existase niciodată. Liberia, Sierra Leone și Guinea, cele mai afectate, a apărut și în Nigeria, printr-un act, l-aș numi eu, criminal al unui oficial liberian. Știa că este infectat, un oficial al Ministerului de Finanțe. Știa că este infectat, s-a suit în avion, a plecat până în Nigeria și după zi a murit. Între timp, medicii care au intrat în contact cu el au murit și ei. Iar numărul persoanelor infectate a ajuns la 8 în momentul de față. Ele sunt izolate în acel spital, nu au voie să mai iasă. În Senegal iarăși a apărut un caz. Este și el foarte periculos, este suficient o singură persoană care, ca să poată, să se poată ajunge la un dezastru, cum este cel care se întâmplă acum în vestul Africii. Și de asta revin la ceea ce spuneam, autoritățile americane sunt extrem de îngrijorate de faptul că acest bărbat infectat s-a plimbat în libertate pe străzi, intrând în contact cu foarte multe persoane, a fost internat la 2 zile după ce s-a dus la spital acuzând simptomele. Este foarte, foarte grav. Ce încearcă americanii acum, am spus-o și mai devreme, să identifice toate persoanele care au intrat în contact cu acest bărbat. Și persoana care a intrat în contact cu persoanele? Nu, persoana care a intrat în contact cu el, pentru că, cel puțin din declarația directorului Centrului de Prevenire a Bolilor din Statele Unite, de control și prevenire a bolilor din Statele Unite, nu există riscul de a te infecta atunci când intri în contact cu o persoană care poartă virusul Ebola Zaire, dar care nu a prezentat încă simptomele. La fel cum nu prezintă niciun risc să intri în contact cu o persoană care se reface, care a învins virusul. Da, prietene, noi trebuie să luăm acum pauza de publicitate. Prietenii noștri să urmărească site-ul Știință Știinică. Adrian, îți mult promisiunea că vei actualiza pe site-ul Știință Știinică cu date noi privitoare la evoluția acestui flagel care poartă numele de Ebola. Este un subiect important pentru noi toți, pentru noi toți cei care trăim pe această planetă. Loredana, dă-ne publicitate. Ați venit la radiolinks.ro. Introduceți un nickname. Aș vrea să fiu Superman. Dacă tu ești Superman, eu sunt criptonită. Sunt sensibil la 666. Vă furuza 33. Cel mai mult și mai mult mi-ar plăcea să fiu Ștefan cel Mare. Steven the Great has joined radiolinks.ro. Intră și tu pe chatul radiolinks.ro. Ai liber la imaginație. Da, am revenit în direct în pauza lungă, pauză de publicitate. Prietenul Adrian Nicolae a zis că mare ceva de spus. Spune, Adriane. Da, vroiam să adaug că împotriva acestui virus nu există un tratament. Singurul lucru pe care îl pot face medicii, același lucru pe care îl făceau și în anii 70 când l-au descoperit, să izoleze persoana și să spere că ea
va avea un organism suficient de puternic astfel încât să învingă virusul. Există 5 tulpini diferite. Cea de-a cincea este și cea mai bizară. Ea nu a produs până acum victime în rândul oamenilor, deși au fost infectați. În schimb, produce victime în rândul maimuțelor. Se numește virusul Ebola Reston și a fost identificat în Statele Unite cum de la maimuțe aduse din Uganda. El a apărut și în Italia. Ce este și mai grav este că virusul Ebola Zaire pare să fie prezent și în Asia. În rândul maimuțelor, lilieci frugiforii, se pare că sunt gazdele purtătoare ale acestui virus, din Bangladesh au fost descoperiți anticorpi care să lupte împotriva acestui virus. De acei lilieci au fost infectați la un moment dat cu virusul Ebola. Este iarăși un scenariu extrem de... Unei tulpini. Ebola Zaire, cea mai periculoasă dintre toate, am spus și mai devreme. Este un scenariu iarăși îngrozitor, ca în marile centre urbane din Asia, cea mai populată arie de pe glob, să apară acest virus. La fel de îngrozitor mi se pare și faptul că au început să apară lecuri homeopatice legate de... Am glumit pentru că... Nu, trebuie să ne recapătăm. Momentul este cumplit, dar trebuie totuși și un pic de homeopatie aici. Oare? Nu trebuie. Eu știu că sunt supărat că această pseudomedicină este promovată atât de agresiv, dar vreau să subliniez, au apărut leacuri homeopatice împotriva Ebola și sunt convins că va face destul de bune vânzări. În Africa sunt foarte mulți oameni care sunt convinși că Ebola nu există. În Guinea, Crucea Roșie a trebuit să se retragă din anumite zone pentru că angajații Crucii Roșii au fost atacați de oameni revoltați care i-au acuzat de canibalism, pentru că medicii nu le-au dat voie să mai atingă cadavre, să le mai vadă. Și au fost acuzați de canibalism. Vă dați seama cam care este nivelul de educație la celor. Da, că nu e nicio diferență. Da. Nu, la noi sunt apar teoriile conspirații. Prietenul meu, Marco Lieru, a avut o șansă nemaipomenită. Acum o săptămână? Acum două săptămâni. Domnule, a văzut lumea bună, lumea frumoasă și vreau să-l rog să ne povestească. Cum e lumea asta bună, lumea frumoasă? Voi începe cu... O chestie poate neașteptată în acest context. Vorbim tot despre un flagel. Un flagel care are loc în rândul tinerilor români. De 26 de ani în Uniunea Europeană, de fapt în țările europene, pentru că o să vedeți, vorbim despre o competiție la care participă toate țările europene, are loc un foarte frumos eveniment destinat tinerilor preuniversitari. Asta înseamnă liceeni și elevi care sunt pasionați de științe și tehnologii, de inventică, de prototipuri, copii deosebiți, copii pe care i-am întâlnit și în România. V-am mai povestit cu mult drag la această emisiune împreună cu colegii noștri mei, cu sub patronajul domnului Mironov, Știință și Tehnică realizează de 3 ani de zile o serie de conferințe prin țară sub egida Academia Știință și Tehnică. Am ajuns în foarte multe licee, am ajuns la concursuri de inventică unde am văzut prototipuri realizate de niște tineri foarte talentați care cred că ar merita să fie duși în fața unei rampe de lansare europene, dacă nu mondiale. Așa cum bine știm, există o astfel de competiție la care România, iată, în ultimii 3 ani are performanță an de an, Intelisef, acolo vă readuc aminte că informaticianul de geniu din Vâlcea, Ionuț Budișteanu, a câștigat 2 premii foarte importante în urmă cu 2 ani, premiul la categoria Computer Science, iar anul trecut chiar marele premiu, Intelisef. De asemenea, anul acesta a fost o echipă românească care a câștigat o categorie. Ei bine, o competiție absolut similară, la fel de grandioasă, cu premii la fel de interesante, se desfășoară, așa cum vă spuneam, de 26 de ani în Europa. Se numește European Union Contest for Young Scientists.
Ei bine, anul trecut, de asemenea, Știință și Tehnică a documentat de la fața locului această competiție, a avut loc la Praga. Anul acesta s-a desfășurat între 19 și 24 septembrie la Varșovia. Am avut plăcerea și onoarea de a fi invitat acolo. M-am plimbat, am stat de vorbă cu fiecare expozant, fiecare tânăr om de știință sau inventator. Copiii foarte deosebiți care ajung acolo au proiecte din absolut toate domeniile științifice. Marile premii au fost câștigate anul acesta de tineri oameni de știință care au făcut performanță în chimie, în fizică, în matematică, în astrofizică. Pe toate acestea le vom prezenta în ediția următoare a revistei Știință și Tehnică. Însă, așa cum vă spuneam, din păcate, în toți cei 26 de ani de existență ai acestei competiții, România nu a avut niciun reprezentant. E o chestie foarte ciudată. Anul trecut, în reportajul pe care îl scriam în revistă, făceam un apel direct către Ministerul Educației și Cercetării. E foarte simplu, în România au loc astfel de competiții naționale. Singura regulă care este impusă de către Comisia Europeană, organizatoarea acestui prestigios concurs, este aceea de a exista în prealabil un concurs național care să se desfășoare sub egida Ministerului Învățământului Educației din fiecare țară în parte. Ei bine, Ministerul Educației din România nu a fost în stare să coaguleze la un loc competițiile care, repet, se desfășoară la Suceava, la Pitești, la Ploiești. Am văzut astfel de competiții și în Transilvania, Timișoara, și la Galați. La Galați, exact. Este mare, mare păcat. De ce spun asta? Vă dați seama, pentru în cei 26 de ani de existență ai competiției s-au propus o seamă de proiecte. Foarte mulți dintre copiii care în urmă cu 20-15 ani au participat la această competiție sunt acum mari oameni de știință europeni, lucrează în marile laboratoare. De altfel, dincolo de premiile în bani, care, mă rog, pentru vremurile de astăzi sunt, să spun, importante sau tentante, fiecare proiect câștigător al locului întâi primește 10.000 de euro, locul 2 7.000 de euro, locul 3 5.000, cei de la Comisia Europeană nu sunt deloc zgârciți, acordă către 4-5 premii întâi, premii 2, premii 3, banii nu, se, întâia, da. Banii nu se împart. Dincolo de asta, ce e mai, și mai important la această competiție, cel puțin cât, atât anul trecut cât și în acest an, au fost prezente marile institute și laboratoare de cercetare din Europa. A fost CERN, a fost Agenția Spațială Europeană ESA, Joint Research Center, Max Planck și o mulțime de alte institute și laboratoare. Acestea au oferit burse absolut tuturor participanților și, evident, câștigătorii, dacă au participat cu un proiect care făcea parte dintr-o categorie similară cu Institutul cu pricina, au primit oferte directe de a veni, a studia, a realiza proiecte comune cu marile instituții de cercetare europene. E foarte păcat, e o chestie extrem de tristă. De altfel, am vorbit cu domnul profesor Mironov imediat după ce m-am întors de la Varșovia. Anul viitor vreau să țin neapărat să facem o campanie națională, să trimitem primii români la această competiție, European Union Contest for Young Scientists, se va desfășura la Milano. E o competiție care deja e grandioasă, dar crește de la an la an. Anul ăsta, spre exemplu, au fost 110 proiecte, acestea pot fi individuale sau de echipă. Și în
biblioteca Universității din Varșovia, unde s-a ținut expoziția. Bine, biblioteca asta arată ca o navă extraterestră, e o clădire senzațională cu tot felul de minuni pe acolo, high-tech și eco-friendly. Ei bine, m-am simțit pentru 3 zile într-un adevărat templu al științei și tehnicii. Ne simțim în fiecare zi în templul ăsta, nu mai avem timp. Trebuie să vină pauza. Zi, prieteni, azi. Loredana, iartă-l. Vreau să adaug că această inconștiență, nu pot să-i spun altfel, a celor din Ministerul Educației și a celor din Ministerul Culturii se răsfrânge asupra multor alte aspecte ale educației din România. În urmă cu mai puțin de o oră de a intra în această emisiune, am aflat că ultimul curs de evoluție din țara asta a fost oprit. Profesorii au fost maziliți pe rând, au fost trași pe linie moartă. În schimb, avem aceste orori. Această oroare pe care eu o numesc îndoctrinare religioasă în școli, sper să apuc ziua în care să o văd acolo unde este locul cu adevărat, într-un muzeu al tristelor amintiri. Da, aici e vorba strict de Ministerul Educației și Cercetării, care el acordă fonduri pentru zona aceasta. Hai, copii, acum știți, urmează momentul de publicitate, vom reveni în forță tot cu prietenul Adrian Nicolae, care are o privire optimistă, cum ne-am schimbat în ultimii 100 de ani. Eu în ultimii 100 de ani cred că am prins puțină burtă, puțină publicitate, după care piesa muzicală dăruită. Vă dorește și vouă, prietena noastră Loredana. Am soluția perfectă pentru tine. La birou sau acasă, izvorulcristalin.ro. Izvorulcristalin.ro. Testează acum gratuit timp de 7 zile watercoolerul cu sistem de încălzire și răcire a apei. Izvorul cristalin. 021-351-4255. Izvorul cristalin. Apa pură la cel mai bun preț. Izvorulcristalin.ro. De 5 ani împreună. Da, am revenit, a fost o discuție mai lungă aici pe holul radioului. Următorul articol despre care aș vrea să vorbim, pe scurt, pentru că abia am parcurs aproape jumătate, nu, ceva mai mult din revistă și nu avem prea mult timp. Adrian Nicolae semnează articolul Cum ne-am schimbat în ultimii 100 de ani. Evoluăm în continuare? Asta vreau să subliniez, nu știu dacă este vorba, de fapt știu că nu este vorba de evoluție, acum unii ar putea înțelege greșit. Evoluția nu se petrece, cel puțin în cadrul unei specii complexe, așa cum este cea umană, în doar 100 de ani. Evoluția are nevoie de mult, mult mai mult timp. Este vorba mai degrabă de reacția organismului la un mediu și la condiții total diferite față de cele cu care era obișnuit. Una dintre schimbările exponențiale din ultimul secol este cea a creșterii în înălțime. Media de înălțime, și asta se remarcă în special în Occident, în țările dezvoltate, a crescut cu 10 cm în doar 100 de ani. Cel mai elocvent caz este cel din Olanda. Olandezii au fost recunoscuți de-a lungul evului mediu, renaștere, ca fiind dintre cei mai scunzi europeni. Media de înălțime era 1,68, acum sunt cei mai înalți europeni. Media de înălțime în Olanda este de 1,85. Evident, excepție face acea zonă numită Frizia. Bărbații din frizieni și caii frizieni au fost întotdeauna masivi. Cum ar spune un actor din Lord of the Rings, e ceva în apă probabil acolo, nu știu. Era poate de așteptat ca populația scandinavă să crească iarăși exponențial în înălțime, deși tot timpul au fost persoane relativ înalte. Interesant este că până la al doilea război mondial, cele mai înalte persoane de pe glob erau amerindienii nord-americani și urmașii coloniștilor europeni care au ajuns în Africa. Iarăși interesant este că sclavii africani care au ajuns în America de Nord erau mai înalți decât țăranii din Europa, deși condițiile lor de viață erau mai dure decât ale unui țăran din Europa. De ce s-au produs aceste schimbări? În primul rând, prin schimbarea nutriției. De ce erau amerindieni atât de înalți? Pentru că aveau acces la cel puțin 10 tipuri de carne diferite, nenumărate plante. Ei nici nu au fost nevoiți să inventeze agricultura, așa cum s-a întâmplat în Mexic sau în America de Sud. Aveau atât de multe posibilități de a-și alege
rana, încât pur și simplu nu aveau nevoie de agricultură. Chiar spuneau că doar râmele sapă în pământ după mâncare, de ce să facă ei agricultură? Da, în articol veți mai dau, nu, că trebuie să trecem repede. Cei mai grași oameni din istorie, mai sunt niște subcapitole, trăi mai mult, dar cu ce preț, ne maturizăm mai repede. V-am dat doar niște indicii, dumneavoastră va trebui, dacă mai prindeți revista. Următorul articol... Am marea onoare să fie al meu. Einstein, inginerul, și am aflat cu surprindere că Einstein n-a fost numai un teoretician, un om cu calcule din acele abstracte, frumoase altfel, dar nu, Einstein a avut și activități de-a dreptul inginerești. Despre ce este vorba veți citi în articol. Claudiu Tănăsirea și Marc, aș vrea să prezinți tu articolul acesta. Un pas uriaș pentru om, asaltul selenar. Cred că titlul spune totul. Nu, aș vrea despre Claudiu să spunem câteva cuvinte, pentru că este un om care mi este mie foarte, foarte drag. Ne-e drag tuturor. Claudiu e o întâmplare fericită a redacției. Spun asta pentru că momentul în care am relansat împreună revista Știință și Tehnică în aprilie 2011, habar nu aveam de Claudiu. Claudiu Tănăselia este un mare fan Știință și Tehnică. Mi-a scris la 3 luni după apariția ediției din aprilie 2011, propunându-mi o rubrică de explorare spațială, cu toate că el este un foarte talentat fizician. E bine, mi-a plăcut foarte mult cum scrie Claudiu. El are și un site, îl puteți vizita, parsec.ro, unde ține la curent publicul său cu cele mai noi știri din acest foarte interesant domeniu al explorării spațiale, iar pe parcursul întregului an 2014, Claudiu mi-a propus un serial de articole despre aselenizare. Cum, în ce condiții am ajuns pe lună? În ediția de față, evident, vorbim despre marele succes. Apollo 11. Apollo 11. N-a ajuns pe lună, zic unii, da. O prostie, da. Spun eu. Hai să mergem mai departe. Mergem mai departe, ajungem la articolul de astronomie. Vă spuneam și în urmă cu două luni, Cătălin Beldea, astronomul amator care realizează această rubrică, este unul dintre cei mai talentați astrofotografi români, premiat de două ori de către Agenția Spațială Americană, NASA. A realizat sau a propus, a fost inițiatorul foarte multor proiecte, Știință și Tehnică, zboruri stratosferice, a luat parte la tot soiul de expediții, el fiind un împătimit vânător de eclipse, cel mai mare vânător de eclipse pe care îl avem în momentul de față. Ei bine, Cătălin, în acest articol ne dă câteva tipsuri despre cum să fotografiem cerul de noapte. Pornind de la lună, spre exemplu, ne spune că foarte curând, pe 7, 8 și 9 octombrie, vom avea niște zile foarte favorabile fotografiilor către făcute lunii. De asemenea, cum să fotografiem planeta Venus, Luceafărul sau aurorele boreale. Prietenul nostru, Alex Conu, vă propun să îl căutați pe Facebook. A plecat în Norvegia în urmă cu aproape un an de zile, stă într-un sătuc acolo și realizează în fiecare zi niște fotografii absolut fabuloase. Ei bine, pentru amatori, Cătălin vă învață cum să fotografiați aurorele. Oricum, intrați pe Facebook, îl căutați pe Cătălin Beldea, cereți și pe sfaturi. Alex Conu. Și pe Alex Conu. Urmează, stai că eu trebuie să prezint asta, Dave Salmoni, zoolog, dresor și prezentator. Este un interviu pe care l-a realizat cel care se află alături de mine, prietenul Marc Ulieriu. Despre ce e vorba, domnule? Dave, este un interviu
realizat pe internet, mă rog, i-am pus niște întrebări pe e-mail, a avut amabilitatea să-mi răspundă. Știință și tehnică, este un bun prieten al Discovery Channel, de altfel, uite, acum profit de ocazie să vă anunț că foarte curând, intrați pe site-ul nostru și vedeți când Discovery o să aducă, va aduce în România un foarte talentat iluzionist, spun unii, cel mai talentat, Dinamo se numește. Vom lua parte la acest eveniment. Ei bine, Dave Salmoni este realizatorul multor emisiuni care au avut succes de-a lungul anilor pe Discovery, printre care În mijlocul leilor, Natură sălbatică, Prada prădătorului, Trăim cu tigrii, În vizuina leului. Deja toate aceste titluri cred că vă spun ceva despre personalitatea lui Dave. Ei bine, ultima premieră pe care o are pe Discovery Channel este o emisiune care se numește Misterul insulelor ucigașe. A avut loc premiera la începutul lunii septembrie și o puteți urmări pe parcursul întregii toamne. Mergem mai departe, o să-l rog pe Adrian să prezinte următorul articol, pentru că este scris de un prieten al revistei Știință și Tehnică, dar în primul rând de un vechi prieten de-al lui Adrian. Da, este vorba de un psiholog extrem de talentat și de dedicat meseriei lui. Revista era oricum deficitară în ultima perioadă pe acest segment de psihologie. L-am invitat pe Cosmin Meleacă să scrie un articol despre ceva ce îl pasionează pe el foarte, foarte mult. Este studiul unei boli care face ravagii în momentul de față, depresia. Acest prieten al revistei și prieten al meu personal este foarte talentat și la ceea ce înseamnă redactarea unui material. Eu vă invit să citiți, sunt lucruri foarte, foarte interesante. Avem promisiunea lui că va scrie în continuare. Deja pregătește un articol la fel de interesant despre neuronii oglindă. Mă mărturisesc că nu știu foarte multe despre domeniul ăsta. Nu se poate. Neuronii oglindă e un subiect interesant. Da. El fiind mai în măsură să vorbească despre ei, l-am rugat pe el să scrie. Recomand un articol. Este un articol extrem, extrem de interesant. Urmează Claudia Andone, cum să-ți cumperi mouse și tastatură. Citesc doar șapoul. Subiectul bănuiesc că nu are nevoie de alte comentarii. Când vine vorba să ne cumpărăm primele periferice pentru PC, să te cuprinzi de euforia de a încerca noul sistem. Nu ne mai interesează ce mouse sau ce tastatură vom avea pe birou, dacă sistemul miroase nou-nouț, iar procesorul multicore toarce ca o pisică pe sobă. Ce-i drept, mouse-ul și tastatura sunt atât de accesibile acum, încât le putem schimba măcar la câteva luni. Totuși este important să te simți bine cu cele pe care le ai. Vrem, nu vrem, mouse-ul și tastatura sunt încă interfețele de bază cu computerul. Vă arăt doar câteva imagini așa. Deci este un subiect din acela frumos și practic cum stă bine revistei Știință și Tehnică. Tocmai mi s-a comunicat, am un bilețel, mai avem 5 minute, de fapt mai sunt 4, că până a scris bilețelul a mai trecut un minut. Povestea cuptorului, tot Claudia Andone. Citim șapou? Să citesc eu șapou. De la descoperirea accidentală a focului și până astăzi, omul a căutat cele mai bune metode de a găti alimente primare, accesibile în jurul său. S-ar putea ca arta culinară să fi fost una dintre primele preocupări ale primilor noștri strămoși, iar cuptorul este o invenție indispensabilă chiar și pentru noi, cei de astăzi. Să-i urmărim împreună savuroasa poveste, o veți urmări dacă citiți revista Știință și Tehnică. Dacă au noroc să mai găsesc, că trebuie precizat acest lucru, pentru că e o dramă care se întâmplă în România, că în unele locuri revista dispare foarte repede, avem reclamații. Bine, e adevărat că în alte locuri... Ajungem la o rubrică care mie mi-a fost foarte dragă în ultimii 3 ani. Este, de fapt, un final de rubrică, Clubul Nemuritorilor.
realizată în toată această perioadă de către marele critic și scriitor SF Mircea Opriță. Pe foarte scurt v-am mai povestit, cred că și aici, despre Clubul Nemuritorilor. Domnul Opriță a documentat excelent, pe înțelesul tuturor, trendul imortalist. Practic a făcut un sumar, o sinteză a tuturor tehnologiilor, filozofiilor, prototipurilor, ideilor prin care știința încearcă să prelungească viața, să ajungem undeva la niște vârste matusalemice. Este ultimul episod din Clubul Nemuritorilor, o recapitulare a tuturor acestor tehnologii cu final deschis, spune domnul Opriță. Nu, ne oprim aici cu prezentarea revistei, pentru că nu mai avem foarte mult timp și trebuie să facem o încheiere. O revistă, mă rog, nu vreau să laud revista. Vorbeam la începutul emisiunii despre tabloidizarea presiei românești. Există riscul ca știință și tehnică să se tabloidizeze? E întrebare. Greu să răspund. N-a făcut o afirmație. Noi nu vrem. Adrian? Facem eforturi ca revista să nu devină un tabloid. Nu, cred că există unul dintre noi care să poată scrie în momentul ăsta un articol de tabloid în revistă. Eu cel puțin, pe domeniu pe care m-am documentat atâta vreme, atâția ani, și pe care scriu în continuare, nu o să pot spune niciodată, spre exemplu, că pe Homo sapiens l-au adus extraterestri. Da. Și cu asta am spus tot. Marc, viitorul revistei. Câteva cuvinte de încheiere, nu știu cum să formulez. Eu aș vrea să mai stăm 5 ore să vorbim, dar și de asta nu găsesc o formulă de încheiere, dar o găsești tu. Nu sunt ghicitor. Îmi doresc foarte tare ca acest proiect să continue, atât în print, cât și în online, în toate declinările posibile. Noi avem niște planuri foarte ambițioase, sunt expuse pe ultima pagină a revistei de față. Avem de fapt un vis format din foarte, foarte multe visuri, visurile fiecăruia dintre noi. În luna decembrie vom publica deja tradiționalul top al descoperirilor și invențiilor din 2014. Tot atunci țin foarte tare să-i publicăm cartea lui Adrian, despre care am mai vorbit la această emisiune. Vrem să facem anul viitor un festival de film SF în București și în marile orașe. Vrem să construim o casă inteligentă și să luăm parte la tot soiul de expediții științifice pe care le vom documenta atent pentru voi. Da, dragi mei prieteni, din păcate știți cum e. Ce are un început are și un sfârșit. E o lege a naturii, e o axiomă, luați-o cum vreți dumneavoastră. Așa cum ați remarcat, emisiunea noastră a avut un început. Acum are și un sfârșit. Trebuie să ne luăm la revedere de la dumneavoastră. Vă mulțumesc că ați fost alături de mine în această emisiune. Nu uitați, după ora 19:00 vom vorbi despre pseudoștiința academică. Este un subiect aspru și îmi pare rău că sunt obligat să îl abordez în cadrul emisiunii Mașina Timpului. Deci ne revedem peste 10 minute. Cu tehnologia ar trebui să te înțelegi simplu ca și cu natura. De aceea nouă celor de la Dial Telecom ne place să facem lucrurile pe înțelesul tuturor. Așa că dacă ai nevoie de servicii de acces internet pe fibră sau transfer rapid de date, telefonie fixă sau soluții pentru call center, hosting sau VPN și alte lucruri ce trebuie simplificate, suntem aici pentru tine și afacerea ta 24 de ore din 24. Dial Telecom. Tehnologie cu față umană. Radio Links.